Adică ce rezolvi? Vai, 18, dai? Bine. M-au prins motoarele până rezolvă problema. Hai că arată ceva, stai un pic. Stai un pic. Gata, merge. L-am lăsat ulea că să meargă în gol. Merge. Vorba vine. Merge, merge. Merge? Da. Da, mă uit. Așa, stai să dau restart la browser. Un pic în urmă, da, na. Delay. Ce vrei? Au zis colegi, aveți grup de WhatsApp? Nu. Vreți să fac eu? Da. Îți dau și numele meu? Hai că fac eu. Eu n-am WhatsApp, trebuie să mi-l fac din nou. Da, și eu. Am avut înainte, după ce a căzut firma, n-am mai. Na, Aurelia, am plecăm? Suntem toți, da? Fac după aia. Hai. Dar vă rog să facă poza și mergi. Fă poza. Faceți asta zi, Dani, fă tu că tu le încarci. Da, 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 eu l-am făcut deja. Ai făcut? Bun. Dau numărul meu de telefon în PTS. Hai că fac eu. Hai că acum. Hai că zic ordinea în care plecați. Aurelian, primul. Hai Aurelian, dă-i. Bă, suntem mai mulți PTS decât Van Gogo. Robert. Dani. Vedeți să nu vă... Nu, Cristi. După Gabriel? Da. După Cristi Ionos? Da. Și după Dani eu? Da. Eram sigur. Drumuri bune să aveți. Drumuri bune. Drumuri bune să aveți. Să fi. Ușor la început, până plecăm. Drumuri bune și cauciucuri fără cuie. Da, da, da. Alex? Ușor, Dani, ușor. Aveți. Da, da, da. Și... Nu vă grăbiți. După aia... Eu... Sau... Ascultă-mă un pic. Eu o să vă anunț cu tot ce se întâmplă în față, dacă vine cineva. Dacă sunt probleme, da? După... Șerban, după aia Johnny Deep și pe aia Andrei Marian. Dar da, hai băi, dați drumul. Haideți. Ăsta Șerban, ultimul. Andrei Marian pleacă. Și Johnny Deep pleacă. Drumuri bune, colegii. Drumuri bune. Drumuri bune și cociucuri fără cuie. Yeah. Stai să pute toba, colegii. Doamne ajută, dă-i să pută și după amiază plăcută. Așa. Las-o mai ușor, mai ușor, Aurelian. Lăsat-o în 50, să mă fac. Da, da, da. Până ne regrupăm. A, nu, s-a ieșit ultima, a făcut stânga și îi îndreptăm. Pedro. Pedro e final. Cătălina, prinde și tu faza din tânere. Eu am luat cu pozițiile. Eu merg cu pozițiile, că mă rubesc. Am limitat-o la 60. Da, da, da.
Cam pe la ce kilometri facem o pauză? 800. Ce zici, Ivene? 800? E vreo 500. Facem acasă mai. La jumătate a cursei. Facem hopa, cursă. Dani, hopa, cam mult lagu. Ăsta la distanță. Eu lag nu am, da. Cam pe la 600 facem pauză. Bine. Dani, am lag? O leacă aveai, Menegi. Acum apă că nu ai. Și autostradă mărim la 90? Da. Da. Da, da. Și 83 mor. N-am, dar ce frână ai căcat? Da. Vorbesc frumos. Să aveți grijă la punctul de taxare, să n-aveți viteză. Ultimul lucru cu bucla. Am avut un accident. Gabriel? Mm. Zic că de frig e remorca aia ta? Hai, Gabriel, hai, dă-i! Îi dau! Nu-i dau stare că vine punctul de taxare. Aveți grijă acum în spate. Păi nu avem grijă, hai Johnny Depp, dă-i tate. Nu merge la asta cu 30 de kilometri să ne băgăm? Nu, că nu e, decât pe decât în Franța. Aha, ok. Care trece ultimul la punctul de taxare, mă anunțați ca să mă rezultez. Da, da, da. Rămâne punctul pe noi, fie. Nu, 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 tu îi dai în față de unde. Ok. Cine e zis să-mi bat piciorul? Scumpă autostrada pe Italia. Eu aștept România. Ce așteptați ce? România. Ziceam eu că e scumpă autostrada pe Italia. Cine e de lei? De România cât e? 5 lei. Nu, mie mi-am luat 25 când am fost, nu știu cum ești ce autostradă, la 25. Nu te-ai dus la mare? Păi n-ai plătit cu telefonul. Aaa. Nu mă, înainte când fost, era... N-am plătit mult. Aaa, înainte nu știu. Înainte era cu banii jos. Dar și acum tot așa e. Și acum, da, dar mai e și o, da, o pistă de aia care te duci cu telefonul, știi? Da, prin SMS. Da. Dar nu cred că e pe autostrada, cred că e pentru vinieta. Nu, nu e mai pentru costă, când intri în Constanța. Da. Ah. Iată ce toleacă, ultimul a părăsit telepasul. Ok. Deci băieții, măriți viteza. 100. Se apropie și Dani. Eu zic să o las la 90. Eu o să spatele tău, acum mă urmăs. În 90 mă urmăs. Că iar sunt singur. Gabriel, dar tu ești pe automată? Nu. Ok. Eu sunt pe automată. Sunt pe manual, dar tot îl văd că o prea le schimb.
Da, hai Gabriel, dai. Îi dau cu 100. Hai Crejea, că motoresc, că nu oricum. Da, ia 11. Mamă, ce zi ești la o. Mamă, dar ce greu urcă. Păi dacă nu ți-a luat motorul mare. Da, da, ce, nu am luat motorul mare. Vedeți, m-am răsturnat. Aoleu. Au început. Hai că oprim. Cum ai reușit? M-am dus la service. Am dat într-o parapetă din greșeală. O să stai ultimul. Dani, vezi că ai avarile. Păi, dar nu știi, de ce nu am avarile? Vezi ce fac? Aurelian, am oprit. Bun, oprim și las loc. Ce faci, Cătălin? Păi, vreau pe Dani, că se oprește, mă opresc și eu. Deci nici nu avem 100 de kilometri și deja am început cu 125, ține minte. 125. 26. 26. Atunci, pentru că acum acolo ar fi clar. Îi luăm după drum. Jumătate. Dați înainte. Ai venit? Dați-mi înainte, când ne ajunge el. Gabriel, dă-i mai în față, pune-te spatele lui Van Gogh. Stai că Johnny Depp s-a oprit. Nu știu de ce. Cred că avea puțină treabă, că a zis că ne oprim. Dani, mă ajut, mă aud? Hai că merge. Hai că, da, te aud. Oprim un pic aici, era bun să facem o poză pe podul ăsta. Păi da, dați-vă mai față ca să fim toți pe podul acesta. Da, voi aveți camera 0? Exact. Da, eu am. E bine, bine. Da, opresc aici. Dați fiecare membru, dați-vă bar la bar să fiți. Hai, pot să ajut. Băieții, auziți, vin în următorul oraș? Stai, să văd. Următorul e departe. Următorul e Zuri. Hai, Cristi, dai punte în spatele lui Gabriel. Stai, mă duc la Zuri și vă aștept. Ești la Milano? Da. Hai, du-te acolo. Poți să vii de la... Pre noi că ne ajung. Da, că noi dacă mai întâi mai... Da, dar poți să o țin în 100? Țin-o așa? O ții numai ca să poți să conduci și să ne ajungi. Să nu te mai răstori. Exact. Am dat într-un parapete cu cabina. Fii atent ce tot. Vrea să ții limita. Hai că noi mergem mai încet, așa cu 90, până vii și tu. Ați făcut poza? Acum a făcut. Mă anunți când ai terminat poza, când ai plecat. Da, da, da. Ca să plec. Stai, un clip. Să mă anunțăm. Gata. Gata, am plecat. Dă-i. Las, că îți faci tu microfonul data viitoare. Nu e problemă. Dar unde te va? Eu nu mă bag nicăieri, am ieșit de pe banda de urgență. Da, dar e cu toți acolo. Cum?
Gabriel? Mm. Mai ținem și noi banda? Da, dar cu mână mănânc, cu mână cu aduc. Ah, deci ca mine. Mănânc. Poftă bună. Deci ce mănânc? Deci ca mine, că și eu dacă conduc și mănânc. Mănânc niște Kaiser, pâine și cu muștar. Ah, știu că de bani. Deliciu, bă, băiatule, deliciu. Da. Cu muștar, mă. Mulțam. Da, dar lasă deliciu, dă-i să pută toba, că rămâne în urmă. Mă gândesc ce are pe mâine acolo. La muștar. Și cu ce conduce, cu tastatură sau volan? Tastatură. Gândesc ce e pe tastatura aia. Eu cu mâna stângă conduce și mâna dreaptă nu mănânc. Eu cu amândouă mâinile mănânc și conduc cu coatele. Cum schimbi? Cum schimbi? Ce? Bună întrebare. Ce să schimb? Stați, bă, Vali. N-am schimbător. Are mare, mare. E cutie automată, băieți. E cutie automată. De-aia merge el la știi. Eu și mai știi ca asta. Oale. Eu mânc cam în 2 minute și conduc cu coatele. Hai, dă-te, tu. Vă trebuie post dacă vreți când mănânc de seară. Că conduc cu coatele și cum le mănânc. Bă. Aurelia, nu știu tot tine. Eu un 70, ne mai adunăm sau ce faci? Da, da, da. Scuze de aia în spate care au fost frâna. Te scuzam. Cu plăcere. Chiar dacă nu prea scuzi repede, pe te-am. Mă simt ca la carturile alea, știi, de te ții în spatele lui unu. Și merg în spatele lui jumătate de an. Hai că după o să urmeze serpentinele ăla, aveți grijă dacă nu. Oricum, noi mergem clar. Cu 10 pe oră, deci nu e problema. Cu un conzero, nu? Să zicem 40 pe acolo. Dar pe sunt într-a treia. Tare mic. A vrei să ajungi TV? Da. Și eu tot cu sasez. Hai că am luat ceva viteză. Aurelian, o ține mi se pe tine cu cât? Eu am 80. Păi eu ridic acum cu 42. Sunt chiar așa de mari? Cred că am mai fost pe aici. Mai ai fost de atâtea ori. Eu. Hai că acum am terminat și joc ca lumea. Mama ce. Frână. Aveți grijă cum urcat. Să nu lăsați naturale. Să nu lăsați moarte. Chiar dacă treci din zona albastră în turație, ține tot așa. Ia uite să-l văd. Dar cum mă țin 2500? Automată. Eu am automată, deci nu prea pot să țin. Na, până, înseamnă că e șosea de plastă de. Da, eu sunt... Acum mi se duce la 1000, la 15000. Ce mai e frumos să dai tu? Să ai un dai. Buton care să-l dea pe manual. Frumos, dar trebuie și chiar să mai dai. Ba, adică e frumos să te antrenezi, să ți antrenezi mâinile. Știu, dar eu mă joc foarte mult pe harta de promo și acolo nu am cu manuală mă joc. Și să ai șofer de șofer. De-aia cu 12 trepte, numai cu manuală. Și mi s-a urât, crede-mă. Înseamnă că tu și șoferii ăia de Formula 1, ce mai sunteți? Dar nu, doi am o setare făcut de schimb, de automat cu secvențială. Deci dau, am eu o parte, parte ne apare, de exemplu, D6, cred că așa se zice loc. A, ce? Manuală. Ai am văzut și, am uitat, trebuie să cor și o tază și mă pun, că nu știu una să fie la îndemână. Adică ce? Ce l-ai pus schimbarea? Pe... Aha. Eu mi-am pus din A pe 0. Păi nu, eu nu folosesc tastatura. Eu volanul și mouse-ul folosesc. Dar ce tastatura folosesc? Nu, zic, nu folosesc tastatura. Numai volanul și mouse-ul. Adică... Tastatura folosesc mai masă. Adică tu acum joci cu mouse-ul? Nu mai este volan, dar am comenzi de pe volan. Aha. Tastatura nu folosesc. Știi că-s butoanele alea pe volane, nu? Aha. Nu, no, iau comenzi pe butoanele alea pe volan. N-am pe tastatură nimic. Aha. E tot după ce conduci?
Ce ai? Acum, după ce conduci? După volan. Ah, ok. Și am de vorbit de la pe mouse. Am vorbit pe un buton de pe mouse. Când am ieșit ăla de mână. Eu nu pun după al... Eu țin pe alt. Mai ușor. Am o zi de gaming și... Am buton pe lateral, sunt comod. Știu. Ce mouse ai? Ceva de la Tracer. O fost un milion cu tot cu tastatura, nu. Nu mi-o trebuie mie cine știe ce. Eu nu pun press pe auxiliare, cine știe ce. Eu nu pun press pe auxiliare, știi? Mouse, tastatură, pe nu pun press pe ele, că ăștia se schimbă ușor pe componente pun. Și o dată? Că dacă mi-e sute tastatură, mă duc în piață și mai am cu 50 de lei dacă mi-e și cu și mai ieftin cred că și mai ieftin cred că găsesc. Am luat tot să mă la colegi. Aurel, care trebuie față? Da, mai bună. Bași bumbac și ies Elena. Așa e, să fii și în spate la fel. Nu ne-am întâlnit cu nimeni, suntem singuri acolo. Aha. Bă, dar la care s-a răsturnat unde-i? Fără Turcia, conduc... Fără Turcia, conduc că cap chestul bolului. Bă, dar bă la care s-a răsturnat? Ai ieșit? Nu știu. Nu cred că s-a ieșit, o zis că vine în spatele nostru. Dar cine era? Gab... Andrei Marian. Aha. Parcă mi se pare că e netus acum. La ce kilometru sunteți? 840. Întrebai de loc. Tu la cât ești? La 892. Oh, mai, da. A, mai, încă cine ajunge. Am avut servetinele. Ce mai rău lucru. Am 100 la oră. Nu sunt chiar așa, am pus și pedalea mai rechie. Am luat bloc de accelerator. Cristi, calcă și tu frâna aia, mai e lung. Eu dau încet ca să nu mă, ca să nu te rup pe tine, înțeles? Dar ei iau da. De puțin. Am 130. Că dacă iau mult, mi se oprește tot. Las cu frâna de remorcă, că e mult mai bună. Am au, și au, frână au. De au. Motor și, și pe aia o mai folosesc. Deseori. Se prinde mult mai bună cu frâna de remorcă, că cine mai tare? În pantă. Da. Dar pe ce e frâna de remorcă? Pe B. Pe B e frâna de motor. Ok. Să-mi o pun și eu pe un buton. Nu știu. Eu folosesc frâna de motor și... Și ăla? Da, 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 vezi că semnalizez. Panul? Mie mi-a părea că semnalizai. Eu în curbe care nu reușește folosesc și space-ul. Nu-i problema. Am pus frâna de mână și nu-mi ții din pantă. Uite. Ce frâna de mână? Faza mea când ai viteză la scană și pui frâna de mână în curbe, ce se duce, derapează. Știu. Ție, dar eu am învățat să o pun. Din păcat. Bine, eu conduc mai mult Volvo, nu conduc scană, mai mult conduc Volvo. Eu numai pe scană stau. Eu am lăsat-o pe liberă, acum aș se duce la Vali. Op, eroină. Stai ușor, da. Te-am văzut că te-ai de... Da, Gabriel. Care a depășit acolo? Unde? Aici, jos. Aici, jos. Nu a depășit nimeni, s-a dus Gabriel, sau cum îi spun, s-a dus în decor. Și nu l-am văzut și am fost frână, nu știu. Gătării de puțin mai tare. Am lăsat-o pe liber și-o luat la Vali. Da, că am făcut și acum, e mult mai ușor. Și mai controlat așa. Eu am 100. Mai stabil așa pe liber decât așa. Da, am control la frână. Frână asta. Mhm. Că și am făcut. Am lăsat-o la liber. User in your channel timed out. După aia, după convoiul ăsta mai facem unul? Mai, da, că te rog frumos. Aurelian, în cât o ținem după ce mergi din serpentină? Eu merg cu 75 acum. Care a făcut probleme? Care e? Eu. Aha. Ai mai multă grijă, nu? La ce kilometru mai sunteți acum? 778. La 840. La 740 am de pauză, de cum am intrat Aurelian.
Bă, da, bă, da, la cât? O să mai mergem un pic și facem pauză pe la 700. Bă, nu știu, dacă aveți chiar așa de mare nevoie, facem. Pe care mai putem? Dar eu nu am. Doar să-l așteptăm pe ăla, dacă e ceva. Gabriel, ai grijă. Eu spun. În loc, cine s-a oprit? Unde? Mai înainte, s-a oprit la brus. Sunt vreo. Unde? Stai, că la noi nu se... În tunel, mă. În tunel, la tunel, da. Era unul și se... Pierdusem eu direcția și am pus o frână, bruscă. Hai, găbiță! Hai, Sictir! Hai, Sictir, eh? Hai, Sictir, la pies, băieții! Hai, găbiță, aoleu! Auzi, mi-e vina mea că e sensibilitatea direcției dată la maxim. Păi de ce nu ți-ai făcut setările? Da, am tot setat-o, dar se ducea la naiba. Plus că am și lag ceva. Ce faină sala liberă. Mă crezi că eu îi văd lui Gabriel remorga acum se teleportează puțin? Adică în stânga și în dreapta când. Adică nu e cam viața. E logic. Înseamnă că unul din voi doi are lag. Nu, dar era... Pic erau. Am 110 frame-uri. Avem o parcare. Băi... Da, nu, nu, nu. Ne băgăm mai aici sau mergem mai în față? Mergem mai în față, nu. Ok, ok. Aurelian. Mamă, ce-mi place zona asta. Eu fost inerat pe aici, e foarte fain. Pot să vorbesc și eu un pic, două secunde. În parcare, dacă putem sta vreo 5 minute, să văd dacă mi-o sta niște bluze. În ce? Să văd dacă mi-o sta niște bluze, mi-o trezesc pe acolo. Ce-ți faci? Să-i calc. A, ok. Uite, la nou am o petrecere. Party time. Te duci la party? La lăutare? La paranghelie. Gagici? Așa, gagici la lăutare. Ai zis ce? Ai zis ceva ce party, da, sunt pe live. De acum? Pup, pup, pup. Party de la cabine sau unde? Nu, mă, la un han. Păi, nu, păi aia te întrebam, unde? Într-o cabine de tir sau într-un loc adevărat? Da, după. Lord. Altă întrebare. Altă întrebare. Unde? Altă întrebare. Bă, la o fază la scoală, bă, că la profe de român citea un catalog, da, și când ajunge unul zice la altă întrebare. Știu, dur. Da, deci toată clasa era grămadă, dar zice prof, zice profa Păsculescu, zice asta, altă întrebare. A avut unul tupeu la cea mai dracu profesoră din școala mea. Și ăsta, bă, la cea mai noastră profesoră, la asta i-a făcut. Băi, toți sper, dar să nu redem. Asta, cum o să permiți să faci așa ceva? Merem la direct, la directoare, nu știu cum, să face... Să face pe fragul scăderea noi de la purtare. Doar că ce? Altă întrebare. Doar că a zis altă întrebare. Stigui. O să oprim mai în față, că avem cum aici, a? Da, trebuia să zic că, păi, dacă ai votat cu Dragnea... Nu. PSD-ul. Ați văzut segmenta când a venit Floricica la umor? Da. Da, da. Cateric, maxim, penal. Dar voi ați văzut pe bătrânul ați zicea glume de la 1400. Sau nu, ăla drogat, ăla spart. Bă, era fumat rău. Era fumat rău. Vreau să vă... Era fumat. Ce, mă? A fumat iarbă. Bă, era penal, era... Bă, era totuși nu face live aici. Mamă, ce-mi place zona asta. Am atâtea frame-uri. Mamă. Nu, era rău. Altă întrebare.
Cătălin, ai ceva lac sau? Nu, 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 nu am lac deloc. Doar am treaba. Dar unde parcăm, bă? Păi, în spate, în spate, până. Ce-a bă, dar da, mă rog. Ați vrut să ne primezărie, nu pe lângă. Acum am făcut la stânga, la intersecția aia. Ați încăput toți? Da. Ce frenuleț. Așa, așa. Mamă, ce e spate. Hai, Johnny, dictată, frige alea cât. Aveți loc în spate? Ați intrat în spate? Facem loc, nu-i problemă. Stai așa, că nu știu... Spate. Mă duc la baie. A intrat cineva pe TeamSpeak și a ieșit, dar nu știu cine. De ce nu ne-am pus noi pe locurile alea? Andrei. Andrei. Nu încăpeam. Unde ești, Andrei? Încăpeam dacă aici. Ne băgam în pensionarie aici. E așa, mai fain. Frumos. Mă duc până la baie și acate la cum legi. Deci pauză 5 minute pe zi. Da, da, da. 5 minute după ceas. Da. Stai să ajung și eu. O, cu oricum nu plecam. Nu, că vă văd pe tab. Hai că mă duc la o țigară. Deci cine vrea pe o tab să-mi dea numărul pe privat și îl fac grup. Da-i legat numărul. Cui să-l dau? Mi-l dai mie, Cata, sau Dani. Eu, Cata. Mi-l dai mie pe privat, fac grup și vă bag acolo. Ia uite-l pe Sharkam pe live. De cine? Cine a spus că face grup pe... WhatsApp? Ca nume? Robert Gabriel. User joined your channel. Salut. Salut. Care ești? Gabriel. Trebuie să-mi trimis numărul pe privat. Ok. User disconnected from your channel. Johnny Deep a ieșit. Andrei Marian o să stai în fața mea. Poftim? O să stai în fața mea. În fața unde? În spatele lui Dariu. Gata. Unde era ăla din nou damage? Aurel? Aurel? Zi, ce? Unde era ăla din nou damage? De ce? Modă. Ah. L-am găsit. Mă, de ce au ieșit ăștia doi? Johnny Deep și Gabriel. Am 150 de frame-uri. Care-i calculatorul? Bă, te-am întrebat ceva. Ce, nu știu. O fi primit kick. Hai, kick nu primea în acest... Atunci de ce scrie leave? Și left. Hai că... Știi ce spune? Johnny Deep n-avea microfonul. Și Gabriel s-a dus pe AFK, nu știu. Asta
Johnny Depp zis că ăsta nu-i convoi, că se vorbesc mulți degeaba. O zis pe chat. Așa, bine, o fi. Tu poți să mai faceți convoi? User joined your channel. Ce mă, nu e ăsta convoi? Bă, lasă-mă! De ce nu e ăsta convoi? E convoi. O zis că vorbeați prea mult ce degeaba. Vezi convoi? Da, dacă vrea să putea să dea... Copii. Ce? Este convoi? Nu știu. Eu așa am întâlnit la ora 6, dar văd că liderul ăsta vostru... Nu-i. Aha. Uh-huh. Asta e. Nu putem să-l omorăm. Poate nu poate să venim. Poate are treaba. Are pe dracu. O avea, nu avea. Gata, am revenit. Noi am stat mai mult pentru firmă. Aici. Și venim de dragul de a juca. Da, frate, dar s-a zis de două ori că avem convoi, ce convoi are și nu mai vrea să-mi arate mie că ai că facem, nu știu ce, ce firmă serioasă e. Eu sunt jucător și vin în firmă că i-am de dragul clar, de a eu juca. I-am zis clar, bă, prietenaș, ascultă, eu vin, dacă tu faci numai așa că facem, că avem convoi, că tu pleci nu știu la ce curvi și tot așa, eu îi zic clar în față, i-am zis de multe. Vorbesc frumos! Vorbește frumos că avem live. Da, da, am făcut grup. Bine, ursul de ce n-a venit? Înțelegi, deci asta e toată treaba. Acum trebuie să avem convoi, nu? Băi, da, așa, ai dreptate, da. Na, Aureliano, o luăm din nou sau ce facem? Suntem toți? Miriți unii. În afară din Johnny Depp. Miriți unii. Johnny Depp a zis că el ligues. Prea multă formă. Stai un pic să-l aduc și pe Miriți. Ești Miriță? Păi ar trebui să fie și el, nu? El e coadă de convoi, parcă așa știam. Na, Aurelie, hai să o luăm din loc. Hai că plecăm. O luat înainte? Da. Păi mai bine? Bine? Miriță, s-ar putea, stai un pic, vorbesc cu el. Hai că mai stăm. Și unde ne întâlnim dacă vine? Stai. Să vină la Giuri. Să-și dea telefon și mi se pare că trebuie să-și facă o setare. Dar dacă tot să-mi dă și-mi facă o setare. Da. Cine ai zis că ai ieșit Johnny Depp? Da. De ce? Da, Andrei Marian, am fost. Zici că e prea multă vorbă. De acolo te cunosc. Nu te teme, nu-i dau eu în față, stau bine. Și ce dacă e multă vorbă? Nu strică vorba. O zici că, vorbești prea mult degeaba, că ăsta nu-i convoi. Dacă vrea, putea să-și dea pe ăla, să-și închidă sonorul. Da. Ce nu-l mai deranja. Despre ce vrei să vorbezeau, ce peisaje, ce copaci frumoși. Ce frumos e drumul sau ce? Mereu despre ultra, vorbești despre orice vrei, mă. Dar mi se pare că în firma asta sunt mulți care activitate ciuci. Coldre, ce cu ea? Are bani. Și a luat un nou, mai are un cont. A fost, parcă ieri a fost la comunica, nu știu. Ieri a fost, mă, ăsta a să joacă. Ăsta că n-are chef, că n-are. Exact ca și... Ăsta nu mi se pare serios deloc. Exact ca și Skype, ăsta la Spike. Cine, eu ursul? Nu prea am intrat, că Spike știe, deci am niște probleme personale. Nu-i treaba de asta, eu știu că liderul, dacă zice o chestie, ar trebui totuși să respecte, asta e tot treaba. Așa, de dreptate. Bun, din locul de pacient, ești moldovean.
Băi, sunt vecinul lui, ia să-i dau tuteau. Nu stai? Poftim? Acum vecin. Stai un pic, nu te prea înțeleg. A cui vecin? Ha, vecinul lui Alex ăsta, Spike. Aha. Neam, sunt neam cu el. Da, da, da. Aha, opa. Ok. Băi, ți-i dăm? Da, permis. Nu frate, dar tot îmi zice hai la firma mea, păi asta nu e o firmă serioasă până la urmă, ori, dacă tot vrea să vină ea. Adevărul ăsta, ce... De ce nu zice că nu-i serioasă? Firma e serioasă, el nu-i serios, hai să nu pe aia dreapă. Gata, că voi sunteți toți, aproape toți, dar totuși sunteți. Și de-aia m-am reîntors în firmă. Înțelegi? Deci voi sunteți. Mă bucur pentru faza asta, voi sunteți. Eu de când a început toată treaba asta, la toate convoile am venit. Da, trimis un mesaj, Gabriel. Gabriel, intrăm toți după convoi. Ok. L-am băgat pe Dani, pe Șerban, pe Cătă, pe Andrei. Gata, îi dăm? Hai să-i stați-o alea, că a intrat unul acum. Îi dau eu țări mai spate. Care-i? Nu naiba știe, câți doi? Eu să mă duc, mi-au părut. Hai să-i dăm o leacă din loc, să treacă băjetii. Hai să plecăm, băi. Dar îi dăm așa, cam un 80 să ieșim rip. Păi, stai, uite, stai că ăștia să bagă. Da, sunt obi tot ce observ. Fac. Uite, ia uite, băi. Bă, dar ia pune și tu... Dar eu pune și tu tag-ul cu rec, te rog, ca să mai speriem și rec ăștia. Mai scăpăm de... Tab cu live, mă, nebunule. Da, cu live. Folosim cu Robert. Da. Îl bag cum aș fi venit, că ți-am dat acum un mesaj. O să te bag după cum voi. Ok. Trebuie după cum voi. Ok, ești mulțumit? Acum? Da, e perfect. Ăștia, de n-o să ia după noi, pun pariu. Ia să-i vezi. Asta, da, și da. Eu. Da, da, dar da, avem companie. Avem doi. Bă, dă-i în față. Da, și că știi că primele nu fac aport. Nu știu, le facem report dacă e ceva. Avem și live, avem tot. Se bagă și le-am luat și IP-ul de tracker SMP, dacă e ceva. Care-i în față, da-ți-i. Da, am plecat. Hardy. Hai, Alex. Acum. Dacă... Pup, las-o încet-o. Gata, hai, lasă-l. Altă viață când e zi. Da. Mama, ce fericit sunt. Ce ceață-i. Știi? Nu, graficile aproape la full. E ciudară. Mi-am uitat să dau scaling-ul la 100 în loc de 400. Câtă? Da. E la 400. Ai zis că te uiți la seriale. Zi la ce te-ai uitat. La ce seriale te uiți? La ce seriale m-am uitat? Da. În toate sau în ultimul timp? În ultimul timp. Te-ai uitat la The Walking Dead? Logic. La Breaking Bad. Vezi că vine episodul acum luni, mai vine unul încă 14. Mamă, dar abia l-aștept. Știu. Nu văzut filmul Disconnect. Am vrut să mă duc în zona asta, dar nu am mai dus. Dar la filme turcești, seriale turcești, nu se uită nimeni? Uite, m-am colocat. Eu m-am uitat, dar nu. Dar la ele e vlog și nu se uită. Nimeni. Cred că se-i lupa în ghilie. Bă, nu mai Pepsi. Nici nu mai beau cola decât o purtilie pe două. Bă, se uită cineva la anime? Nu știu. Bă, se uită Verișoară, mea. Bă. Am și un coleg care se uită. Am și un coleg care se uită. Coleg, nu colegă, coleg. Da. Sunt din ies loc și azi vin Coca-Cola. O purt pe doză de Pepsi. Coca-Cola. Deci când am purtilie pe doză de cola, nu mai beau. Da, nici eu. Am luat una, am vărsat-o, vede. Mă pur într-o că am vărsat-o, dar de când am văzut pe ei, am zis că mă trăvește, aici nu răia ceva. Nu, asta e vrea jeală. Nu-mi place de Ilie, nu. Nici mie, îmi place foarte mult clickbait.
Faci o grămadă de clickbait. Hai mă, înțeleg că au fost adoptat, nu știu ce, n-am, înțeleg. Dar totuși, atac clickbait nu are legătură cu viața ta YouTube-ul. Prea mult clickbait. Clickbait. Ce ai pățit, Marian? Du-te în față. Andrei, Marian, nu care nu știu cu mine. Am avut lag. Dar de cât mamă, ai plăcat deci, video? Poftim? Dario. De cât ai plăcat video? Să te uiți la The Walking Dead, să vezi, deci am văzut 7 sezoane în 2 zile, de ești nebun. Pe mă uit la anime-uri. De cât ori să-l vezi pe ăla, știi ce scârbăți se face, dai fai. Auzi? Dar la The Walking Dead, cum măi? E cu gen horror sau? Cu zombie. Zombie, e fain. Survival, ești un joc The Walking Dead, l-am jucat. Mă, de ce atât de fain? Mă bag și eu să mă uit după cum voi sau nu știu. E foarte sezoane, foarte smecher. Bă, crezi zic o seara care nu cred că te-ai uitat. Două zile ce face. Mă, bag în seara asta, văd. Vezi că primul episod nu e prea interesant, dar cât începi sezonul, știi? De la 3-5 pe acolo e interesant. Cu cât începi mai mult să te uiți, cu atât devine mai palpitant. Crește, dar e o seara care nu te mai desipezi de el dacă te apuci. Ce? O seara dacă te apuci, dar nu te mai desipezi de el. Dar vreau, vă recomand un film Legiunea, Legion se cheamă. Cred că-l știu. Cred că-l știu. E un film cu... o femeie însărcinată care trebuie să nască un copil și vine Mihail și Gabriel și trebuie să-l omoare sau ceva genul. Treacă și cu zombie, pana mea, sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii. Cred că știu. Cu un înger și un... Doi îngeri și... Da, cred că... E șmecher filmul. Care vine să-i protejeze pe aia. Mihail sau, nu știu, Mihail îi protejează pe aia și... Da, e chiar fain. Așa mă uitat eu la un anime. Mai târziu. Cât mai avem? Dar cine a văzut American History X? Nu știu, nu. Bă, nu l-am. Ăla cu drujba? Nu mă prea uit la horror, dar la The Walking Dead chiar îmi plac. Mi-e plac așa un pic dramele cum ia de vaccine, îmi plac mie. Sau 24 days later sau 27 days later. 28, mă. 28 days later. L-am văzut, prea fain. Care? 28 days later. 28 days later. Și a apărut și 28 days later. Bă, cum știu că mi-a plăcut. Bă, astea cu răzbani și astea cu zombie. Astea sunt atract. Da, astea sadice îți place. Da, să mor eu. Bă, vă dau un semn la care dacă vă apucați de nu vă deslipiți. Ce serial? Prison Break. Deja m-am dezlipit de el. Apare sezonul nou, luna viitoare pe 4. Nu, dar 5? Tot cu zombie sau cu ce? Nu, e ceva drama combinată cu acțiune, așa, că fratele unul este băgat în pușcărie pe nedrept și el intră să scoată afară. Nu, stai, zi așa, că e unul într-o pușcărie, vrea să-l scoată pe fractisul. Nu. E gen pușcării sau ceea genul acolo. Da, evadat din pușcărie. Asta, când ești pe fugă, că e fugăște tot poliția din America. Nu, no. Mai bine mă la film horror, îmi plac alea horror. Da, nu prea horror, zombie. Alea mai schimbăm și ăla are Resident Evil, ăla e fain. Alea le ador, nu știu. Andrei Marian mai e? Andrei Marian. Sau Alex Marian? Uitați-vă, bă, te vreau lângă mine. E... fix la aia, să știi. Bă, după ce am terminat The Walking Dead, n-am mai știut ce fac cu viața mea. N-am mai învățat nimic la școală, n-am mai învățat pentru nimic, nici temele nu mi le-am făcut. Dar de când a părut The Walking Dead, nu știu să ceva cu mine apocalipsul zombie, să treci așa. Nu tu scoală, deci m-am prins... prins atât de mult, deci dacă vine apocalipsa știu unde să mă ascund, cine e vorba. Bă, Cristi. Ia atât de zonă, dar eu cât... Mă, bine, mi-mi plăi. Ai văzut The World War II? Da. A, da. A fost cineva zile trecute. Crash Maker, tine. A fost cineva trecută pe ProTV, parcă. Da. Dar mă întreb, sunt curios, mereu mă întreb când fac filme de astea, cu unii găsește atâta lume, sunt... Da. Of, scuzați, n-am dar nu bagă, dar nu bagă roboți. Da. Hai știi. Am comis-o. Sau Photoshop. Ce era s-o comit? Cât deci... vizionează live-ul?
Câte vineri are? Da, până acum. E sigur? Ia, întreabă. Spune. 1. Păi bă, un tare sigur. Da, cred că l-am și eu. Când am închis telefonul. Cred că mă apuc și eu iar de YouTube. Cred că era și eu ăla 1, cred că scoase-mă, cred că e ăla. Deci era un film, nu mai știu, că e extraterestre așa și cu America, nu mai știu cum se... Război pentru Los Angeles. Război? Da, ăla. Ăla e prea clicker. Știu și eu pe ăla. A fost săptămâna trecută, la sâmbăta trecută sau duminica trecută la XM. De două ori, sâmbătă și duminică, seara, la 10. Am avut unele zile când abia când descoperisem filmul care îl vedeam de 3 ori pe zi. Și eu făceam la fel când îmi plăcea. Era prea fain, avea prea multe efecte, era interesant. Ai văzut filmul ăla, Train to Busan? Stai care, stai. Nu cred că o știam. Ia tot ce zolea că vreau să fac un anunț. Andrei Marian a ieșit pe un case type sub PC-ul. Serios? Da. Ce-a făcut? Bun. Nu te râde de el. Nu vă râdeți, nu vă râdeți el, că și voi vor putea să stăpli asta. De ești aceea din gură. Ce-a făcut? E un case type. Unde ești? De ce l-a închis? Păi cine știe ce probleme are familie? De unde știți voi? Gabi, vrei să ieși? Nu, dar am zis că și mie mi se poate întâmpla. Dar câți ani are? 30 ani sau cât ani? Păi și noi o pauză puțin, cam puțină treabă. Ce treabă am și tu? Păi mă cam piși pe mine de la două pahare de Pepsi. Și n-ai avut pauză? Am avut, dar... Nu m-a trecut. Corect. Deci nu râdeți că mă... Păi eu nu mă, că și mie mi s-a întâmplat. Dar mi-a deci nu vă, să nu vă pună Dumnezeu că vă iau pitez la un test care râdeți cam asta. Păi eu nu mă râd, că și mie mi s-a întâmplat, că eram în compu pe scap și încoate mama netul. Știu, și mie mi-l spate. Dacă te apucă pe tine râsul, tu ce faci? Îți dai te singur? Dar nu râzi așa ceva, Gorită. Am zis în cazul ăsta, așa, obscur. În cazul ăsta nu te-ai gândit. Auzi? Ai văzut filmul ăla Train to Busan? Bă, cu ce e? Spune-mi și pe e corean. Mai schimbat subiectul despre filmele astea. E corean, e cu zombie, cu epidemie. Totul se întâmplă într-un tren, așa. Moare 3 bărbați, sau, da, 3. Rămâne o femeie însărcinată. Doar 4, 3. Fica lui ăla. Pare interesant, nu știu, o să-l văd. Poate diseară, că nu-i mama știu. Păi dar e un serial. Nu-i foarte vechi, e ceva nou, interesant, că... Ceva cu zombie mai aveți așa... Cu zombie? Cu zombie ziua, The Nation Z. Ăla mai ceva interesant. Nu. Bă, dar ați văzut, știi ce? Ce? Mamă, deci când mă gândesc la zombie, îmi vine numai The Walking Dead, toate sezoanele în cap. Eu când mă gândesc la zombie, îmi vin toate filmele pe care le-am văzut. Nu mai prea este cu zombie bune, că într-un timp erau foarte bune, da? Da, erau acum un an, două, erau excelente. Mhm. Da, acum în ultimul din nou. Sunt și mai puține, sunt nouă, nouă. Da. Acum nu-mi place că nu mai bagă film cu zombie, scoate, bagă da, mai pe... Țin. Mai da, alea cu Bruce Lee, cu... Da, mai până rău. Și când te uiți pe, cauți pe Google film cu zombie sau ceva gen, nu găsești. Îți da filme... Am pățit. Căutam nu știu ce film, ăsta cu apocalipsă. Ai, bă, ce ați făcut aici? Nu ne-am bușit, dar s-a oprit Van Gogh. Hai, dai pe lângă mine. Efectul de turmă, sorry. Haideți mă, băieților, mă. Uite, mă depășesc. Eu te depășesc, n-am ce să fac. Aoleu. Lol. Da, nu prea mai ies. Gabriel, n-am ce să fac, te-am depășit. BB Security. Dă-i față. Bă, dar chiar a fost șmecher, chiar erau... Mă. Bă, că tău... Cei care se bușesc, să depășească pe cel care s-a izbit. Nu depăși nimic, ia... Cine ai de care o depășit, Bobi? Stai așa. Am depășit eu semaforul. Și semaforul. Bă, dacă mai vă prind, că depășiți, gata. Stai un pic, Gabriel a zis să-l depășesc, să nu mai aștept după el. Acum așa mi-a zis și mie.
Pe dacă v-a zis, am niciun problem. Mamă, deci în fiind toate sezonele alea, mai ales sezonul 2 care m-a prins excelent la poveste și la personaje. Și când a murit măsa lui ăla, lui Carl, deci s-a murit, am început să plâng eu de torul ei și ne-a bucat. E bun! Hai de capul meu, înseamnă că ai fost prea... Ai văzut cam acasă de ea? Este prea, este prea emotiv. Hai Cristi, dai, dai. El prea simte... Mă crezi că e din film, așa sunt și eu. Cred că sunt în film și noaptea când, când mă culc și visez, cred că sunt în film, așa da. Mă, cuprind de filmul. Nu e singurul, nu s-a suprind. Eu m-am trezit plângând. Și dar la filmele, auziți, în filmele alea XXX, vă treziți așa? E păcate la alea nu, din păcate. Eu mai și simt. Nu mă te rog doreai, dar nu te rog doreai. Nu vă credeți actorul la Mia Khalifa ceva sau ce? La astea nu, din păcate nu la alea. La cele... Atunci îmi pare rău. La cele bune. Șerban, ia zile tu ce avem la mai devreme de zis. La filme mă văd în ea, dar în alea bune nu. Noi, nu, alea bune nu, nu, nu. Băi, nu, ia mai tăcet, hai că deja mă doare capul. Alo. Da, doamna. Da, doamna. Bine, doamna. Haideți pe stație. Mai tăcet, alo, mă doamna. Doare capul. Aveți ce terne. Hai, schimbați, vă schimbăm stație și vorbim pe stație. Alo, doamna, ne vedem la test globului dacă nu taci. Ba chiar, vorbiți pe stații care vreau să vorbească. Haideți 18. Să schimbăm stația. Stai un pic, am parcat. Până la o parcare, dacă se poate. M-am tot convoi ăsta a fost Caterinca. Mai are rost, că mai sunt 300 de kilometri, 300 de. Bă, nu haideți știu, 18. Dar am trebuie puțin. Stau de nasol pe stație, mă, mai degrabă vorbim pe așa. Da, da, nu știu. Vorbim, mai rar, mă. Ai văzut filmul ăla, cum se cheamă? Aaa, Olio, taci, vorbiți. Hai, mă, gata, taci cu filmul tău, lasă-ne. Gata. Bine, hai să simbăm stați. Măcar acum pe ultimii 20 km 300 de pensionari. Un moment de repriotere. Pop, 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 pop. Eroin. Pop, pop, heroină. Pop, pop. Hemoglobin. Vitamina C. Clementina mea. Ce nebun ești, bă? A făcut un grăbălan. Da, știu. Da, dar a venit cu moglele. Ți-am vorbit de ce orbe. Cum aș vedea cum am condus de 10 nu mai vorbim pe stație, că se aude foarte rău. Hai să spun ce sper. Ușor, Șerban. Vezi? Gabriel, îți mai vrei locul? Nu, no, las, stați voi acolo, eu stau bine aici. Nu mă grăbești nimeni, dau cu cât vreau, pot. Lampă Alex în față, dau bine. Portă! Taci, bă, nu mai cânta. Zic măcar că nu țip. Ești afon. Tu ce aplicații folosești pentru filme? Sau intri pe Google? Eu? Da. Eu? Pe Google, îți dai seama. Eu îți recomand Popcorn Time. Îți dă toate filmele. Îți dă toate filmele. În română ceva? În română. Iar ați început? Mamă, deci dis... Au și filme de alea dedicate. Au... Au... Poți la traducere, iar tot. Îți dă filme din 2017, 2016, tot ce okay. Vrei. Toate categoriile. Hai că vă dau eu un film. Și la toate. Și toate categoriile. Vreau un moment de reculegere. Și toate categoriile. Da, da. Alo, filmele. Poate mai iasă unul, că-i prea zălăgit. Hai, știi. Păi, dar terminați odată. Bă, vă propun un joc. Hai bă, terminați puțin, tăceți din gură toți. Te plictis. Taci! Vreau liniște. Bine. Altă întrebare. La convoi de mâine ne mutăm toți într-o cameră și... Unii într-o parte și unii într-o parte.
unii unde vorbim și unii unde tăciți. Bine așa. Dar tu ești cel mai guraleg. Bă, o fi, nu fi, dar... Băi, da, tare! Comentator sportiv. Așa mă fac. Te-a făcut mai cât am vorbim, ce Dumnezeu. Mamă, să fiu comentator de la. Hai mă, gata. Și să zici gol Steaua. Go! Hai, Cătăline, dă-i tare acolo. Mă, dar ce puneți, mă, frânele așa? Dar noi nu punem frâne. Era Cătălin. Era Cătălin, Alex. Era să mă duc cu el. Cătălin, la 100, la 60. Da, eu am 90, nu știu de voi. Eu merg cu 80. Și eu cu 90. 100, mamă. 110. 300, mai zic ceva. Ma, mai lua. Mai avem mult? 220. Ce ai cu săracul parapet? N-am nimic, cu eu nu-mi dă avarii. Nu-mi dă avarii parapetul, nu mi-e frică de el. Poate tu lui îi dai avarii. Mamă, trebuie să vă dau un videoclip ca să râdeți. E cu povești de-astea. Măi, tați, măi. Ai terminat cu filmul și ai început cu videoclipul. Bravo, mă! Bravo, mă! Da! E ceva! Totdeauna găsește cu un subiect, că nu mai ai treabă, că... Da, dar nici nu mai ai treabă. De moarte sau de ce vreau să... Roberte, vezi tu mai frumos. Mă auzi, Cătălin? Da, de mult. Cam așa am te adungat atunci. Da, atât. Da, da, o să văd filmare că turcul a întors pe tine. Dar stai să văd și eu filmarea unde o văd. Ți-o dau eu în privat. Bă, dar Dani, eu la Keanu Trump, s-o văzut pe filmare, mă. Asta e, de acum nu mai am ce să fac acolo, unde zile o să joc pe contul ăsta. Ba, da, dar poți să faci tichet, stai un pic, încearcă să faci tichet la aia. Păi dacă știi, ajută-mă, că nu știu eu. Nu știu nicio, dar mi se pare că poate. Te ajut el, Dani. Filmarea e postată pe 8 martie, eu am luat banul pe 17 martie, nu mi se pare corect. Adevărat. Bă, deja era făcut consumat. Te ajută eu să vorbesc cu adminul de la ăștia, dar nu știu dacă o să rezolv ceva. Da, vitez, dacă puteți mă ajutați cu ceva. Uite, am analizat foarte mult videoclipul și am fost foarte la fiecare mișcare a lui turcul ăla. Și tu foarte puțin ai tăiat și am fost și lag, așa am văzut foarte bine, și am tăiat foarte puțin. În primul rând avea și el vitez, avea 135, fix când trecu plângă. Da, nu poți să-l postez pe grup, pe... Ba da, o să-l postez, o să-l postez pe Eurolines. Ok. Și avea și el lag, avea un căcat de lag și un calator de vai de capul lui. Nu avea o revoluție, un grafic. Și tot ți-a făcut revoluție. Da. Bă, ce nenoroci. Și măcar dacă nu te iau o săptămână sau 4 zile, cum am da, luat. Dar pe ce euro mai erai? Stai un pic, pe ce euro? 2. Vine unul în spate, vedeți că vine unul. Anunțam în spate când a trecut. Nenorocit, ce să-i fac? Nici viteză are. Eram pe Europa 2, pe calea 2, pe acolo, dar m-am trecut prin da, la pe acolo. Da, nu mai filmează. Un pic, ai grijă acolo, că sunt mai de-aia care filmează. Care? Care filmează. Mai de-aia, corect.
cum. Mă rog, PC, sunt cartof. Și unii care își pun rec, dar nu filmează. La nume reală, ca să te spere. Da. Știu asta, dar mai știu. Și eu mi-am pus odată așa și n-a intrat niciunul în mine. Am fost cam bulangiu, că am făcut o românească. Am depășit toată calea ferată și m-am băgat în fața lui ea. Așa mai fac și eu câteodată. Da, știi, Armino nu mi-a făcut nimic, și era pe zon. Adică, ce mai interesează? Faci ce vrei. Și m-am băgat în fața lui. Doar dacă nu provoci accidente. Adevărul. Poți să faci ce vrei, doar să nu provoci accidente de alea mari. Sau să nu blochezi intersecții. Mai sunt proști ăștia, l-am văzut pe unul fix la pod acolo, care duce spre Duisburg. S-a pus cu mașina în fața la tir. Da, e faza e că nu l-am încurcat deloc, ai văzut ce după aceea. Da, eu după ce am trecut alea că bada, m-a luat la locul meu, dar i-a făcut stânga, adevărat să vii spre mine și-ți vească lumea. A fost cam bulangiun, s-a și un nenorocit. Nu știu, m-am uitat pe un live și am fost... Vedeți că vine unul. Ok. Bă, da, știi ce înseamnă bulangiu? Ce? Noi nu știu, spune-mi tu. Da, hai. Nu, te întreb. Zi. Nu știm, spune-mi tu. Nu. E grav dacă nu știi. Păi spune-mi tu, hai, spune-mi. Tu ești sau nu știi sau... Homosexual. De unde ai scos-o și pe asta? Asta este, mă. Nu e așa ceva. Ai luat-o razna. Unde ai găsit chestia asta? Cine te-a mințit? Exact. Dacă nu mă credeți, taceți din gură. Tăceți, băi, discutați totul cu voi, că totuși e cineva care filmează. Și liniște. Încă 78 km. Dacă era Spike zicea, dacă mai vorbiți, vă dau bani. Mhm. Aveți grijă la parapetul ăla. Băi, da, ta. Dar ce am făcut? Da, vorbeam despre tăsă. Șoferi. Vedem. Iu! Da, și iar se lovesc aia de parapet. Ce-a făcut Cătălin? Ce-a făcut Dani! A luat parapetul? Nu, l-a luat Dani, a luat. Dani. Da. Hai că mare e distanță. Scuze. Lagul Dani. Ostrează distanță. Mare bucată i-a dat și lui Gabriel. Eu lag nu am deloc. Acum n-am. Ia nici n-am. Ai avut lag, Dani, că din toată am trecut cu remorca ta în reclamează, zic asta. Nu știu, un joc nu am niciun lag. Merge în 60-70 FPS-uri. Mie merge într-o 100. Ia-o, pat. Uitați-vă la ping și o să vedeți cine a avut greșeală. Bă, nu știu de ce am ping-ul, dar l-am cam mare și nu înțeleg de ce. Dă-i, Cătălin, ce ai făcut? Nimic, mi-a murit motorul. Mai avem 50. Da, mă oprat și nu, că de-aia suntem șoferi. Eu vă anunț care sunt primul, de-aia. Știu. Da. Uite cum se bagă băieții mei aici în spate. N-au ce treabă. Cine se bagă? Ce? Nu era Sinti Robert, Daniel în Dario. Se mai întâmplă. Nu mă cheamă Daniel, dar fine, Gabriel. Da, nu-i bai. Gabriel, eu s-am spus Gabriel. S-am spus Daniel. Daniel. Nu știu, pe autostradă mai tare, că o să te fix. Hai, Gogo, dă-i și tu. De asta, da, cu 100 la oră și cam tot dau. Gogule! Eu n-am daune până acum, nu știu de... Eu am 0-0. Și eu tot. Și eu tot la fel. La 8 facem un convoi neoficial, vreți? Nu știu, dar eu nu mă bag. Apoi nu știu care mai scris. Îți pregătesc de cherneză. E unul la magazin. Eroina. Hai, chermeză, vezi, poate te îmbeți pe acolo. Da, nu conduce. Venim cu tirul după tine. Nu, conduce tata, eu pot, da. Okay. E clar, te faci. Ai permis.
Nu, Aurel, deci îți spun drept, dacă merg la o chemie, nu beau să mă fac mult, să beau gust și atât. Măști? Ce da, preferințe ai? Ce preferințe ai? Opusienile, știi, descărcăm în ordine, da? Nu, no, da, pe șase. Că bere, bere. Nu, știu eu, parcă... Nu zic, ce preferințe la băutură? Vin, bere? Mă, tărie. Tărie de eu care, pasca, atât în meteria. Scuze dacă am lag. Deci, bă, Dani, intrat în remorc. Da, te-ai oprit cam... Nu mai zic. Nu puteam zici deci el... N-avea. Da, da, da. Cum da, te lovea? Cam de toate. A, deci mi-e stecătea. Am astecătură, ca un grupul an. Nu, no, dar nu amestec boturile. Molotov? Nu, no, deci dacă beau tărie la petrecere, beau tărie și schimb cu suc, cu apă minerală, nu le amestec. Ca să nu te... Dacă nu mi-ai edicat. Am un prieten, dacă beau tărie, și ce cu bere. Ce la fel? E bun și așa, bun, măcar să stingi, nu e așa. Ce faci, Cătăline? Faci mulosul? Servan, să înțeleg că nu-ți place să fii amețit. Ce ai făcut, Cătăline? Deci nu beau prostie. Vola, nu știu ce am avut. Încearcă whisky cu Red Bull, să vezi energie ce ai după. Vai, am avut dată Red Bull, tremura inima mie. Băi, nebun, am băut o sticlă de aia din energizantă, așa deodată, fotbal, deci tremura picioarele. I-am băut nițul de inițiam, am, aveam mărații, limonații, fac... Iubeam ceva turbo, ce nu, nu era chiar prea turbo. Băi, o sticlă albastră, e un energizant de aia cu ăla cu sticla albastră, dar nu știu cum îl cheam. Hell sau ce? Nu știu, dar a fost tare, adică o sticlă am dat-o pe gât și după nu mai știam unde sunt. Am un coleg și o ascuns energizantul. Gogu, oprește-te și tu la ăștia în față, lasă-l pe Aurelian să parcheze primul. Aurelian, dar în clase? Bă, dacă vă zic că am un colegă la, în clasă, care era 30 de ani, în curte. Ce? Intră-ți în curte și doar față, mă rog, să parcheze. Care avea energizante cu cafea. Ce să bea? Bă, și ce știi? Energizant cu cafea. Bă, e nebună, e nebună. Ce mă, 30 de ani. Plomonești. Nebună. Hai să-l povestesc. Nu mai prinde 2 ani. Cum mai ba, a fost la balul bobocilor și am avut o... Aveam un coleg în clasă, eu și cu Van Gogh-ul. Noi suntem în aceeași clasă. Da. La balul bobocilor, eu am băut vreo 200 de BGB, am stins cu Pepsi. Așa. Aia dintr-un gât de vodcă deja era muci. Nu, no, băut aproape jumătate de secol din Finlandia. Mi-a plăcut vodcă. Oh, o dus-o profa de română acasă. Pe brațe. Băi, știi, o trântit-o în portbagaj. Lol. Mai am un coleg de bancă, toate, deci o bău singur o sticlă de GB. Parcați, spunea că s-a îmbătat la lumini. Așa, au zis că s-a îmbătat de la lumini. Bă. Bă, de o naiba. Iar un alt coleg deja dansa pe la lângă boxe, sau dacă nu chiar pe boxe. Și cum poți să mor mai repede? O sticlă de vodka cu Red Bull și cu whisky. Ia-o. Da, să știi. Și-l-a întrebat că mor instant, știi? L-a întrebat profa de română. Cine te aduce acasă? Sor mea, și cum ajunge acolo? Cum pot? Era mulți băiatul, ce? Parcați aici, lângă ce mă, tartă. Lângă Aurelian parcăm. Băi, mai faceți voi copte cu băuturile astea. În moldovean, totuși. Cel mai bun mi s-au dus senzori la volan, cred că. Și la volan și la pedale, cred că mi s-au dus senzorii. De ce? Tu ai văzut cum mă duc? La intrare în oraș, mi-au fugit volanul ca naiba. S-au băgat pe... Da. Stâlp. Eu luam stânga, o luam dreapta. Și acum că le deam încet, o datare. Volan de 100 de lei. 200. Vreau să-mi iau volan la 50 de lei, dar era ca așa, să iau sau să-mi iau CSGO și mi-am luat CSGO. Hai bine CSGO. Dar și am volan la 100 de lei și mi-a zis. Și asta e faza că nu mergi și sigur. Aia, prindeți toți luminile. Toți. Dar e un pic mai în față. Vă fuge camionul, bă! Cine eu?
Da, da, tu. Dani cu cola stângă. E Șerban, nu eu. Șerban. Șerban, dai puțin mai în față tu, nu eu. Ce volan ai la 50 de lei? Te se pare mie sau ai proiectoarele? Prezul Dani. Șerban, Șerban are proiectoarele, nu eu. Unde? Uitați-vă bine la Șerban și pe aceea vorbiți. Hai să Șerban. Oprește faza lungă. Lasă da pozițiile. Da, Șerbanul le are. Șerban. Șerban. Dar nu știu și cu Șerban, ar trebui să oprească și faza lungă, să le ieși puțin mai în față. Mai opriți și voi mașarielul ăla, dacă se poate. Așa. Șerban. A oprit-o. Șerban, dă-i, Șerban, dă-i în față. Opriți motoarele și mașarierul. Mulțumesc. Bine că mă și sper. Hai Dani, bagă poze. Să mă bagi și pe mine cineva în grupul de pe Facebook. Dar poți să intri tu. Nu se pare că am interdicție. De ce? Cam... Uite, cred că se bagă și rahatul ăla, fiată. Cam până pe 27-28 martie. Cum n-ai bine luat la telefon? Las că am toți. Pentru... Nu știu, pentru intrare în grup, sau spam de intrare în grup, ce ar zi, nu. Pentru ce? Și ăla. Gata, am făcut pozele. Păi s-a băgat ăsta, mă, rahatul ăla. Mai fac acum, mă. Ok. Ce poți să faci acum? Hai zi. Încheierea. Mama lig. Hai trot. Bă, colegul, cam asta a fost. Mi-a plăcut. A fost foarte ok. Chiar a fost ok. Ok, na, vorbim, ne auzim, mai am ieșit.